Eu, îmi pare rău că mi-am uitat tricoul cu Kubernetes acasă azi. Nu m-am jurat. Bun. E din nou o ediție din asta foarte intensă. O să avem foarte mult conținut azi și foarte multe lucruri de povestit. Sper să rămânem până târziu să comentăm despre ce am auzit. Vreau să vă anunț că o să avem și o ediție mai micuță, mai de sărbători, în decembrie. O să fie online cu un speaker din altă țară. O surpriză. Să o anunțăm pe e-mail și pe grup. E pe 15 decembrie. Și acum să intrăm în întâlnirea de azi. Vorbim de CI/CD în cloud, cu Kubernetes sau nu. Și mi-a zis Lucian să zic ce am zis pe LinkedIn despre asta. Mai bun, mi-am și să Da. vorbești pe așa, mi-am întâlnit să spun că am un post foarte lung. Da, postul ăla era un pic nu foarte tehnic, așa. Sunt curios, câți din voi ați citit Accelerate? Sau ați auzit de cartea Accelerate? Ok, e o carte simpatică scrisă de cei care publică foarte multe cărți de DevOps, și au făcut un studiu pe câteva zeci de mii de companii și au încercat să observe ce practici de software delivery duc la performanța companiei, atât interior a organizației, cât și performanța de business. Și au descoperit ei că ar fi niște metrici care se corelează perfect cu performanța companiei, și anume DORA Metrics. De asta ați auzit? Ok, sunt patru metrici. Cât de deploy face un cap de programator pe zi? Lead time, cât durează de când ai codul scris până îl folosesc clienții? Failure rate, cât de des crapă release-urile astea? Și mean time to recover, adică cât de repede ți-ai revenit? Și zic că dacă toate astea sunt într-o zonă aparte, peste un deploy pe zi, de fapt on demand, nu chiar pe zi, chiar mai repede de atâta, lead time-ul de minute și așa mai departe, te duci în zona de performanță la metricile astea și organizațiile sunt mult mai performante din toate punctele de vedere. Și e important să fie toate patru în același timp. Că, de exemplu, dacă lucrezi direct pe server și ai lead time-ul foarte rapid, deploy foarte rapid, dar failure rate mare, recovery rate prost. Bun. Și acum au studiat ei toate organizațiile astea, au făcut survey-uri, s-au uitat și la metricile astea măsurabile și la metricile de performanță a business și s-au uitat și la practici. Ce fac, ce nu fac. Și sunt mai multe practici de engineering care l-au identificat care ar ajuta masiv la performanța companiei și la creșterea acestor metrici. Și erau acolo să faci teste automate, să faci CI/CD, să ai echipe autonome empowered, să faci release-uri dese, să ai arhitecturi decuplate și explică ei și cum se corelează toate lucrurile astea. E o carte foarte mișto, vă recomand. E un grup de gânditori care publică diverse rapoarte de dev și așa mai departe, care sunt destul de respectați în industrie, așa că cred că a fost ușor să obțină sprijinul organizațiilor respective. Bun. Și acum partea asta de CI/CD e acolo una din cele câteva practici care l-au găsit comun în toate organizațiile performante. Și acum asta e interpretare personală. CI/CD pare să fie una din acele practici care are un efect catalizant și ajută organizația să le adopte mai ușor pe toate celelalte. E ca un switch pe care you turn it on cumva într-un moment și în ce se întâmplă și toate celelalte. Pentru că e cam e nevoie să faci teste automate dacă faci chestia asta,
sau dacă ai deja teste automate, brusc devin mai utile, că se rulează garantat automat în continuu. Arhitectura e implicit devine mai decuplată pentru că sunt foarte necesită o coordonare foarte mare în release-uri, să ai sistemele cuplate și atunci dacă totul se release pe producție în continuu cu continuous delivery, ai nevoie ca lucrurile să funcționeze cumva de sine stătător. Și întâmplător la noi, la Adormi, a fost partea asta de teste automate. Ne doream tare, tare mult să facem multe teste automate, să nu mai fim blocați de tot felul de procese manuale și era un chicken-and-egg. Lumea scria niște teste, dar nu prea erau utile, nu știai ce să faci și cam tot am fluit când am început să facem CI, să orice branch să fie builduit, pus undeva și testat automat. Și acum, astăzi o să vorbim de mai multe feluri de a face CI, cu mai multe stack-uri. Și sper să vedeți cum primetoi diferite, cam am aceleași nevoi, le încercăm să le adresăm. Cred că te prezint singur, mai zic. Cred că putem începe. Hai. Salut! Mulțumesc frumos pentru introducere, mulțumesc frumos pentru invitație. Îmi cer scuze că te contrazic din prima, nu voi prezenta nimic de CI, voi prezenta doar partea de CD în seara asta. Mă numesc Cosmin Drâmbă, sunt unul dintre cofondatorii SafeInit, un partener AVS de servicii. Am o carieră de peste 15 ani în IT, ultimii 7 fiind dedicați exclusiv pe serviciile AVS. Am început ca și administrator de rețea, ca mulți dintre colegii mei. Am evoluat după aia, să spunem, la data center technician, deci am pus mâna pe cloud, am umblat cu harduri, am umblat cu RAM, cu procesoare. Apoi am trecut la Linux Administrator, iar apoi am petrecut 4 ani și jumătate în ultima companie înainte de a înființa SafeInit, ca și DevOps Engineer, apoi DevOps Team Leader. Acolo chiar am dezvoltat pasiunea pentru Amazon, pentru cloud în general, iar în momentul în care am intrat în această companie în 2016, încă era considerat un startup. Și am avut ocazia de a mă juca și de a experimenta cu foarte multe servicii AVS, pentru că inginerii la acea vreme nu erau neapărat specializați pe ceva anume. Venea un proiect, trebuia să faci cam ce ți se cerea, fie că era vorba de rețelistică, fie că era vorba de logging, de microservicii și ulterior de infrastructure as code. La această firmă am obținut și un număr de certificări care mi-au cimentat practic cunoștințele. Dacă vreți să discutăm mai multe despre mine, despre SafeInit, aici o să găsiți două QR-uri, unul care duce către profilul meu de LinkedIn și unul către pagina de SafeInit, de homepage. Ce vreau să vă vorbesc în seara asta? Primul și în primul rând, de ce am ales să dezvoltăm această soluție pe Accelerated Landing Zone? Ce anume este un landing zone? Ce propunem noi ca și soluție și dacă mai avem timp și de un mic demo? Business challenge. De ce am dezvoltat soluția asta? Am văzut și când eram DevOps engineer și când eram team leader și după ce am înființat SafeInit-ul, am văzut același tipar repetându-se la foarte multe startup-uri și small to medium business. Știu că dintr-un motiv oarecare, fie că este vorba de cost, fie că este vorba de agilitate, ei vor să se mute în AVS. Și am să mă refer doar la AVS pentru că lucrez exclusiv cu AVS,
evident poate fi vorba de cloud. Vor să-și mute infrastructura în AWS și de cele mai multe ori ce se întâmplă, firmele care mai mici care nu au pe cineva dedicat, deschid un cont de AWS, dau drumul la resurse în rețeaua default, pe instanțele default. Aplicația merge, folosesc niște metode de CI/CD pentru aplicații care în continuare merge și cumva las pe final sau tot amână această parte de improvement al security-ului, de improvement al agilității, poate nu folosesc auto-scaling, poate nu folosesc auto-healing, poate nu folosesc foarte multe lucruri care sunt puse totuși la dispoziție de către cloud. Și tot amână chestia asta până când la un moment dat ajung fie într-una din cele două situații. În cel mai bun caz, nu folosesc la maxim toate posibilitățile și toate serviciile care sunt date de către acest cloud provider, de către AWS, sau în cel mai rău caz, ajung într-o situație de security breach și putem vedea nenumărate știri pe această temă, cum că cineva și-a lăsat un S3 bucket public și a lăsat tera de date la dispoziția oricui a fost în stare să facă un scan pe internet pe chestia asta. Și aici vine conceptul de landing zone. În termeni foarte, foarte scurți și foarte, foarte restrânși, landing zone înseamnă cam totul sau cât de mult se poate implementa în AWS până când să pui aplicația deasupra. Cam asta înseamnă. Și cu aceste puține cuvinte descriem foarte multe lucruri, pentru că după aia trebuie să ne gândim, ok, cum ne logăm în contul de AWS? Vrem să menținem IAM user, vrem să rotim credențialele, la cât timp, avem un password policy, ok, trecem de partea de identity, trecem la partea de governance, ce se întâmplă cu contul nostru, resursele noastre sunt compliant, avem encryption at rest, avem encryption in transit, logăm tot ce trebuie, logăm și partea, pe lângă partea de application logging, logăm și ce se întâmplă în infrastructură. Adică ce se întâmplă cu rețeaua, cine dă un load balancer, cine dă un CDN, etc., etc. Și sunt o sumedenie de întrebări pe care trebuie să ni le punem ca să ajungem la concluzia că environmentul nostru este secure, da? Pe cât posibil, pentru ca apoi să venim cu aplicația deasupra. Da? Pentru landing zone în AWS avem două opțiuni. Pe cum ne spune și documentația, una din ele este AWS Control Tower, a doua este Custom Build Landing Zone, ceea ce vom discuta acum. Control Tower-ul este o soluție care se poate implementa pentru noi și pentru nevoile clienților noștri. Ori a apărut overkill, ori în unele momente a lipsit partea de flexibilitate pentru că la început Control Tower-ul lucra doar cu CloudFormation și de asta am ales să ne construim noi propria noastră soluție de landing zone și de deployment. La nivel conceptual, din punct de vedere al infrastructurii AWS, nu este ceva ce am inventat noi SafeInit. De asta am pus acolo QR codul. Este linkul către AWS Security Reference Architecture, cum recomandă ei să arate un landing zone sau o structură multi-account în AWS. Și aici include contul de master care se poate vedea în partea superioară a ecranului. Acesta practic este responsabil de, în primul și în primul rând, de plata facturii către AWS, acolo se pune cardul. Se creează organizația AWS și de acolo se creează restul de child accounts și child organizational units, fiecare cu rolul bine stabilit. Avem în primul rând contul de log archive numit și vault account în trecut, este un cont de AWS special dedicat pentru a strânge în format RAW toate logurile din toate conturile de AWS, fie că vorbim de loguri de CloudTrail, de loguri de load balancer, loguri de aplicație, toate trebuie strânse într-un log archive cu acces foarte, foarte, foarte restricționat.
dacă dorim să vizualizăm locurile și normal că asta ne dorim să facem pentru că altfel nu au niciun sens, ne vom folosi de contul de audit, unde vom instala tool-uri de vizualizare a acestor locuri. Fie că este vorba despre un cluster de open search, fie că ingerăm acțiunile care se petrec în conturile noastre de AVS în Security Hub, fie că avem contul de admin de Guard Duty, ele se petrec în contul de audit. După care mai avem contul de Shared Services. Acest cont de AVS de Shared Services reprezintă resurse pe care workload account-urile le vor împărți și aici noi am ales să punem, de exemplu, infrastructura de CI/CD pentru aplicație. Da? Deci dacă avem nevoie de un repository sau de o imagine de ECR pentru PCS sau EKS sau code pipeline sau code build, totul vom pune în contul de Shared Services. După ce am dat drumul la aceste conturi, evident vin și workload accounts, unde avem aplicația noastră, aplicația clientului pe care o punem la dispoziție. Ce este instalat aici? Genere urmează cam aceeași structură. Da, avem o parte de front-end, avem o parte de back-end, DB, procesare dacă este nevoie, etc. De ce am ales sau de ce AVS recomandă chestia asta? În primul și în primul rând pentru o foarte, foarte bună segregare a rolurilor. Da? Deci putem să ne alegem din echipa noastră de DevOps sau echipa de dezvoltare. O parte va avea acces la workload-uri, o parte va avea acces la shared sub diferite forme, da? Nimeni nu va avea admin, vor avea acces restricționat. 2. Dacă se întâmplă ceva în unul din aceste conturi, din nenumărate motive, ceea ce s-a întâmplat este restricționat la acel cont, da? Și ne putem recupera mult mai rapid decât dacă am avea totul într-un singur account și să spunem au scăpat niște chei de AVS și acele chei sunt legate la ceva cu admin, cam ne putem lua la revedere de la contul respectiv. Astfel se rezumă totul sau se restricționează la contul unde s-a produs incidentul. Soluția propusă de noi are la bază Terraform Cloud și un repository care conține codul de Terraform. Da? Și în acest caz, DevOps engineer-ul sau echipa, da, interacționează cu acest repository prin comenzi de git push, se activează integrarea Terraform Cloud-ului cu acest repository și în spate, prin interfața de Terraform Cloud pe care o vom vedea, putem aproba sau respinge aceste modificări în infrastructura noastră. Pentru a putea lansa soluția pe care o propunem noi, avem nevoie de trei etape. Partea de prerequisite, evident, în care trebuie să legăm repozitorul și să dăm acces Terraform Cloud-ului la infrastructura noastră de AVS și să creăm organizația și conturile. Partea a doua, partea de customization, prin care noi ne alegem, de exemplu, prin toggle-uri. Da, să spunem că vrem în contul de audit să lansăm un cluster de open search de o anumită mărime, ne ducem în codul respectiv, modificăm variabila și dăm commit și push. Da? Iar partea de deployment, care după cum am povestit, în momentul în care se face push în cod, Terraform Cloud-ul se declanșează și va da apply, ne va da opțiunea să dăm apply sau să dăm reject. Cum am gândit noi partea de state-uri în Terraform Cloud? În Terraform Cloud, un workspace înseamnă practic un state. Da? Nu neapărat este legat un cont de AVS la un singur state, pentru că, de exemplu, la un workload avem foarte, foarte multe resurse. Da? Avem resurse de networking, de IAM, de DB, de PKS, etc. Da? Și practic chiar și contul de AVS de workload l-am împărțit în mai multe state-uri, tot din motivele menționate anterior. Da? Vrem să avem segregare a rolurilor, putem să dăm drepturi unei anumite persoane să interacționeze doar cu un singur state, sau putem, după cum am povestit, dacă se întâmplă ceva într-unul din aceste state-uri, blast radius-ul este redus.
Aici aș vrea să dau drumul la un mic demo pe care o să-l și povestesc. După cum sper că se poate vedea cât de cât, ne aflăm în fișierul de TFVars al repozitorului nostru și să spunem că în contul nostru de workload vrem să dăm enable la un VPC endpoint de DynamoDB, pentru că din oarecare motiv nu a fost dat drumul la început și acum avem nevoie de el. Pur și simplu se schimbă variabila din false în true, se comite schimbarea. Se dă push în repository. Și apoi se așteaptă ca Terraform Cloud-ul să se așteaptă ca Terraform Cloud-ul să prindă această schimbare. Am din păcate, îmi cer scuze, am dat un slide în față. Ok. Așa, aici vreau doar să arăt că nu este decât endpoint-ul de S3. Am dat push. În scurt timp, Terraform Cloud-ul va detecta schimbarea noastră. A plecat workspace-ul. Și putem vedea, practic, mesajul de commit care a fost dat, cine anume a făcut commit-ul și acum trecem în faza de plan. Da? Deci ce se va întâmpla dacă am dat Terraform apply. Da? Și ne spune Terraformul, ok, dacă ai dat apply, vezi că s-ar crea o resursă în plus. Putem vedea proprietățile acelei resurse conform definițiilor noastre din Terraform. Da? Deci vedem că un endpoint de DynamoDB va fi creat. Verificăm că totul este ok. Din nou, nu avem decât endpoint-ul de S3 și urmează să dăm apply. Așteptăm să ne dea Terraform Cloud release la state, pentru că state-ul de Terraform este ținut în Terraform Cloud și interacționează cu el, na, acolo și durează până când dă release. Am dat apply. Se creează acest endpoint și în scurt timp, dacă vom reveni la consola de Amazon, vedem că totul a fost ok aici. Revenim la consola de Amazon, dăm refresh și DynamoDB table-ul endpoint-ul este creat. Mai aveam un demo, dar nu cred că este necesar să trecem prin faza de destroy. Se rezolvă lucrurile exact în același mod. Punem variabila aceasta care era pe true, o punem pe false. Se declanșează Terraform Cloud-ul. Ne întreabă dacă chiar vrem să dăm destroy la acea resursă. Dăm apply, resursa dispare. Da? Bun. Ce urmează? Din punctul nostru de vedere al evoluției managementului de infrastructură în cloud, observăm o direcție care a fost confirmată prin două știri recente. Una din ele este că Datadog a cumpărat CloudCraft fiind un provider de arhitecturi AVS. Și Datadog, un mare jucător pe piața de cloud, a cumpărat CloudCraft pentru a oferi diagrame live din infrastructura de AVS. Doi, mai avem o soluție în momentul de față, dar
presupunerea noastră este că va deveni serviciu acest workload discovery din AWS, care face exact același lucru, practic ne va permite să vedem ceea ce se întâmplă în contul nostru de AWS sub forma unei diagrame live. De ce am menționat lucrul ăsta? Din punctul nostru de vedere, acesta reprezintă un început spre infrastructură no-code, în care diagramele practic vor fi și tool-urile vizuale vor reprezenta principala metodă de interacțiune cu infrastructura din AWS. Da, deci nu cred că se va mai merge foarte, foarte mult timp de acum înainte, nu știu, hai să spunem 5-10 ani, poate se va merge pe infrastructura de tip cod, dar cel mai probabil se va merge pe o interacțiune vizuală în care cine va sta în fața infrastructurii va spune ok, am nevoie, nu știu, de o aplicație care să-mi ruleze pe containere sau am nevoie de o anumită infrastructură. Vizual, aceasta se va face prin interacțiunea cu arhitectura, prin diverse tool-uri. Disclaimer, aceasta este părerea noastră prin ceea ce observăm. Dacă aveți întrebări, vă rog. Workspace-urile mai E altceva. Deci în Terraform, da, știu la ce te referi. În Terraform CLI open source, workspace-ul înseamnă practic un fel de e tot un alt state, da, dar ne bazăm pe același cod, practic. Da. Exact. Și practic facem schimbarea prin Terraform Workspace Select, pentru că putem folosi același cod pe mai multe environment-uri. Nu, aici workspace pur și simplu înseamnă state. Dar putem avea cod complet separat pe workspace-uri diferite. Da, și pur și simplu workspace-urile alea ce se vedeau acolo în librie. Da. Nu neapărat module, pot fi și o sumedenie de module. E un state. Deci e ca și cum aș avea în Terraform un folder. Poftim. Asta înseamnă. Da. Mersi. Trebuie. Cum ne asigurăm unde? În soluția pe care o avem noi? Văd chestia asta prin standardizarea mediilor sau prin standardizarea infrastructurilor. Da, deci e ceea ce vedem acum, pentru că în momentul în care vreau să deployez, de exemplu, un cluster de Kubernetes cuiva, din punct de vedere al stack-ului de AWS, nu mă refer la ce se află înăuntru, ca și microservicii, dar din punct de vedere al resurselor de AWS, cam 80% cam e același lucru. Da? Avem un network, trebuie să ne asigurăm că e privat, trebuie să ne asigurăm că stack-urile, că subneturile de DB sunt private, că avem niște rute, etc. etc. Și văd chestia asta prin standardizarea infrastructurii. Poate nu 100%, dar 80% cam astfel o văd. Tot timpul va exista loc de o soluție custom pentru cine are nevoie de nu știu ce soluție, dar cam asta. Ai nevoie de ceva standard, vizual, ai nevoie de chestia aia, cu siguranță va fi ok. Mersi. Te rog. Ce strategie ai pentru a implementa o astfel de landing care are deja AP3? Foarte bună întrebare. Așa e, așa e. Într-adevăr, nu, e o întrebare foarte bună. Soluția nu se pretează pentru a integra cu ceva ce avem deja în desfășurare. De-aia la clienții cu care am discutat și la care am implementat chestia asta, ceea ce am făcut a fost să pornim pe curat și să ne ocupăm de migrare spre această zonă. Pentru că de cele mai multe ori cu clienții cu care am vorbit, fie nu aveau infrastructura scrisă în cod, fie dacă era scrisă în cod, era ceva rudimentar. Și am preferat să-i aducem spre ceva mai structurat, să ne băgăm la mai multă muncă,
și să fie clientului mai ușor ulterior. Mersi. Mulțumesc. E ok, o să dau din asta. Salut, numele meu e Mihai Gogu și sunt platform engineer la Adormi. Sau, nu știu, cum spunem noi, YAML engineer, e foarte mult YAML, mai puțin engineering. Și o să vă vorbesc despre CI/CD cu GitHub Actions. Și dacă înainte Cosmin a vorbit despre infrastructură, aici o să vorbesc despre aplicații, cum anume deployează echipele de developeri de la noi din companie aplicații. O curiozitate, câți dintre voi folosesc GitHub Actions sau s-au jucat cu GitHub Actions sau o să pornesc prin a vă spune ce înțeleg eu prin CI/CD sau ce înțelegem noi prin CI/CD și anume modalitatea prin care codul de pe laptopul unui developer ajunge în producție într-un mod reproductibil, automat, cu anumite check-uri in place. Iar check-urile sunt teste, style checks, orice fel de check-uri, după care urmează deploy-ul în caz că totul în faza de CI, de integrare, în caz că totul este ok. Acum, GitHub Actions, o să încerc să vă explic puțin cum funcționează. Ideea e că pornești de la un workflow. Workflow-ul este practic un YAML în care descrii toate etapele care vrei să ruleze atunci când este triggeruit workflow respectiv. Workflow-ul este format din joburi. Joburile pot fi 1, 2, 3, nu au un număr finit de joburi, iar fiecare job conține o serie de steps, iar steps și ăștia sunt de fapt action-urile. Steps și o să-i găsim pe marketplace-ul de GitHub Actions. Și sunt practic bucăți de cod, pot fi scrise în JavaScript, pot fi composite actions, care pot fi scrise în Bash sau pot fi acțiuni de tip Docker, unde putem practic să scriem în absolut orice limbaj vrem. Ne facem un binar și iar în momentul în care GitHub Action o să pornească containerul respectiv, o să ruleze aplicația. Fiecare job rulează pe câte un runner, iar prin intermediul joburilor putem să paralizăm execuția CI-ului nostru. Iar step și or să ruleze secvențial, se termină unul, începe următorul și tot așa. Altă chestie, putem să forțăm anumite joburi să nu ruleze în paralel. De exemplu, putem să forțăm jobul 3 să pornească doar după ce jobul 1 și jobul 2 au terminat execuția și orice altă combinație. Dar în general noi folosim pentru paralelizare. Dar asta vine cu downside-ul că o să trebuiască să zice un alt runner care e efectiv un alt VM care costă. După care se face raportarea către GitHub, înapoi o să ai interfața care este deja cunoscută de toți developerii, cel puțin la noi, pentru că folosim GitHub.
unde poți să îți vezi rezultatele check-urilor. Ok, de ce am ales noi GitHub Actions? De ce pentru noi a fost o alegere ușoară? Odată pentru că eram deja în GitHub, ofereau tool-ul ăsta care era integrat cu GitHub și oferea o interfață foarte ușoară de folosit. Pe lângă faptul că noi în core team foloseam și ne-am jucat cu GitHub Actions, în paralel au apărut și alte echipe din companie care s-au jucat cu GitHub Actions, de la Data MBI făcuseră deja multe chestii, plus alte persoane care experimentau cu GitHub Actions, așa că a fost primit cu aplauze pentru că oamenii erau deja familiarizați cu tool-ul. Este mai ușor de menținut pentru noi. Înainte foloseam Jenkins și ajungeam mereu, inclusiv acum, că nu am migrat în totalitate, este 2 ani în urmă cu update-urile. Ne frică mereu să-i facem update-uri pentru că experiența noastră la update-uri mereu se strica câte ceva și atunci până reparam nu puteam nicio echipă să facă deploy-uri și trebuia să căutăm altceva în afara zonei noastre de mentenanță să folosim. Ne-a plăcut foarte mult arhitectura modulară pe care o are și faptul că e built-in. Acei steps de care vorbeam mai devreme, nu știu, ne gândim la ei ca la microservicii pentru pipeline-uri. Adică efectiv sunt niște bucăți atât de mici și atât de specifice încât pot fi înlocuite și dezvoltate foarte ușor. Și e foarte ușor de menținut. Adopția a fost graduală. Mai întâi a fost folosit în echipa noastră și în alte câteva echipe din companie, după care am luat decizia să începem un rollout și a CICD-ului pentru toate celelalte echipe din companie. Un alt avantaj e că, fiind open source, sunt foarte multe acțiuni deja dezvoltate, inclusiv de nu știu cum să le spun, companii mai mari și de la, nu știu, Docker sau proiecte mai mari, Helm, au acțiuni și îți poți crea pipeline-uri cu ajutorul lor. Așa că nu trebuie să faci totul de la zero. Multe lucruri sunt deja acolo. Iar faptul că deja alți developeri din companie se jucau cu GitHub Actions era un plus pentru că e un pool mai mare de talent și de knowledge. Ok. Altă chestie care nouă ne-a plăcut foarte mult este faptul că avem încă un zid dărâmat, să-i spunem, și suntem un pic mai aproape de DevOps. DevOps, unul dintre pillarii DevOps-ului, e să elimine zidurile dintre developer și operations. Așa că primul zid a fost folosind Flux și aducând operarea aplicațiilor în producție către developeri, făcând-o mai ușoară, nu mai trebuie nimeni să folosească kubectl sau Helm, niște tool-uri pe care poate le foloseau odată la o lună, două, nu mai aveau acces, nu erau siguri ce fac acolo, așa că Flux a reușit să dărâme zidul ăsta pentru noi. Acum orice modificare vrei să o faci în producție pe serviciul tău, că e scalare, că sunt resurse, că vrei să-l muți pe alte noduri, e doar la un pull request distanță în GitHub, un tool pe care toți developerii de la noi îl știu și sunt familiar cu el. Nu mai suntem un blocker pentru echipe. De multe ori nu avem capacitatea să răspundem foarte rapid la cerințele care apar. Și pentru exemplu ăsta chiar avem un coleg dintr-o altă echipă. Ei în echipă au decis că vor să folosească Go. Noi folosim foarte mult PHP, dar avem și alte tehnologii de ceva timp. Doar că noi nu aveam capacitatea să-l ajutăm în Jenkins să îi dezvoltăm un pipeline atât de repede cât avea nevoie, așa că și-a făcut un workflow în GitHub Actions și și-a rezolvat problema fără ca noi să mai fim blockeri. E minimul necesar pentru ce a fost nevoie atunci.
probabil că o să fie îmbunătățit curând. Deschiderea CI/CD-ului către developeri și aducerea în repo-urile lor și în codul lor, noi considerăm că este un beneficiu, pentru că vor fi mult mai încurajați să participe, să dezvolte, să vină și cu feedback, dar și să-și augmenteze, să-și îmbunătățească nu doar CI-ul, ci și le dă posibilitatea să-și creeze alte tool-uri. GitHub Actions permite să triggeruiești workflow-uri on-demand, manual, on a schedule, așa că își pot crea tot felul de tool-uri cu care să facă check-uri în repo-urile lor, să-și trimită mesaje pe Slack, mail-uri sau absolut orice vor, în afară de ce le oferim noi by default. Iarăși, e arhitectura modulară, e mult mai, face mult mai ușor pentru developer să poată să contribuie. Faptul că au la dispoziție mai multe limbaje, de la JavaScript la, nu știu, Go, Bash, în care să lucreze, credem că o să încurajeze să se implice și să-și creeze tool-uri la care poate noi nu ne-am gândit, fără să treacă neapărat pe la noi, noi să nu avem timp, pot face chestia asta direct. Față de ce aveam înainte pe Jenkins, unde aveam o librărie în Groovy, pe care toată lumea o folosea și atunci când împingeai modificări acolo, chiar dacă era versionată, erau atât de multe use case-uri și atât de multe proiecte care o foloseau, încât tuturor le era frică să contribuie în librăria respectivă, mai ales că era și foarte greu să o înțelegi. În cazul GitHub Actions-ului, GitHub Action-urile fiind atât de micuțe și putând să le folosești strict la tine în proiect, ai un blast radius foarte mic, chiar dacă reușești să strici ceva, și atunci au un curaj mai mare să contribuie. Altă chestie care ajută la dărâmarea zidului ăsta e faptul că acum au posibilitatea să lucreze într-un environment cunoscut lor, GitHub. E același limbaj UI, UX, nu trebuie să schimbe contexte, să se mute în alte două, trei aplicații, cum era înainte din cei din GitHub. Vedeai că a picat un build, trebuia să te duci în Jenkins, erau alt cod de culori, era o experiență mai greoaie din ce am observat noi. Ok. Acum să trecem la partea un pic mai grafică și mai tehnică. E felul în care funcționează la noi CI/CD-ul în momentul actual cu GitHub Actions. Flow-ul e, îți creezi un branch, împingi codul în GitHub, deschizi un pull request, nu poți să faci mergeri în master fără un pull request. Folosim GitHub Flow, adică nu avem branch de developed, folosim doar branch-ul de master și branch-ul pe care lucrezi, pe care îl integrezi imediat în cod. La pull request se triggeriește un workflow de GitHub Actions care îți buildează aplicația, rulează testele, rulează static check-urile, check style, PMD, ce are fiecare prin proiect. Nu toate proiectele au toate check-urile implementate, unii au mai puțin, mai multe teste, diferă de la echipă la echipă. După review și approve, o să și mergi în branch-ul main sau master, o să se creeze un release de new version în GitHub, alt GitHub action este triggeruit, care practic îți buildează imaginea de Docker și o împinge în Quay. Noi actually împingem imaginile și în GCR pentru backup. Am învățat de hard way că e bine să avem și backup la imagini, pentru că cu ei mai pică câteodată.
După care, printr-un webhook setat în Quay, o să notificăm Fluxul. Există o versiune nouă, folosim feature-ul de image automation din Flux. Asta înseamnă că de fiecare dată când o imagine ajunge în registrul nostru de Docker, care respectă versionarea specificată în Flux, o să îți facă deploy la versiunea asta nouă de aplicație. Mai departe, el o să fie notificat, scanează, ia tagurile, verifică dacă e un tag mai nou decât are el, care să respecte versionarea. O să facă un commit în repo-ul cu configuri de Kubernetes, unde este configurat Fluxul să asculte și să aplice modificările de acolo, după care o să urmeze flow-ul normal, ca și cum ai face tu un commit în repo-ul cu configuri de Cube. Fluxul o să observe că s-a modificat un fișier, o să-l ia, o să-l aplice și se face deploy. Și ăsta este flow-ul de CI/CD la noi. Practic, partea de CD, more or less, la noi e Flux, nu neapărat GitHub Actions. GitHub Actions acolo are doar responsabilitatea de a crea imaginea și de a împinge în registri. Și o să vă arăt și cum arată efectiv într-un repo de-al nostru workflow-urile respective. Pentru că spuneam că e vorba de YAML engineering, sunt niște fișiere YAML. Unele din flow-uri sunt mai puțin permisive cu modificările și aici o să vă arăt workflow-ul de CD, care practic folosește un reusable workflow. Iar la path-ul ăsta este un alt repo care conține un reusable workflow unde sunt specificați, să mă descurc. Ok. Pentru că flow-ul ăsta e destul de specific, nu face foarte mult, nu ai nevoie să faci foarte multe modificări în el. Ca să ne fie nouă mai ușor să propagăm modificările, am abordat soluția asta cu reusable workflow, care practic conține toți step-sheet cu build-ul imaginii, dar pentru CI, unde încercăm să ne dăm seama cam cât de mult o să se implice echipele de developer și cât de mult o să-i ajute flexibilitatea asta. Momentan suntem într-o zonă de pilot, de testare, încercăm să ne dăm seama cam care e echilibru între libertate și, nu știu, un pic mai restrictiv. Ok, și vă spuneam de joburi. Așa îți definești un job. Ăsta este un job, îl numești cum vrei. Trebuie să-i specifici tipul de runner. Sunt opțiuni de la Windows, macOS, Linux. Cred că găsești cam ce trebuie. Poți să-l mai hostezi și tu dacă, nu știu, ai nevoi mai speciale sau poate nu-ți convine pricing-ul de la GitHub. Runnerii ăștia pot fi hostați și la tine în infrastructură. Iar step-sheet sunt, așa cum vă ziceam, destul de simpli și de obicei fac cam un singur lucru foarte targetat. În cazul ăsta, în step-ul de build, nu facem decât să facem checkout la cod, să luăm codul, ne logăm în Quay ca să putem să tragem imaginea noastră de pe PHP, setăm imaginea. Imaginea aici vine dintr-un config care este în repo și fiecare echipă la fiecare proiect își poate configura versiunea de PHP pe care vrea să o folosească, după care e un action destul de simplu de composer install, care doar asta face, plus verifică să fie totul
up-to-date composer locul, să fie în sync cu composer JSON și așa mai departe. Iar mai departe, lucrurile sunt la fel. E un alt job cu alți steps. Avem steps, avem action-uri din marketplace, dar avem și action-uri dezvoltate de noi pentru nevoile noastre specifice. You can go either way dacă găsești un action gata făcut. Noi nu am găsit chiar pentru toate nevoile. Iar în interfață, dacă nu v-ați jucat cu GitHub Actions, practic zona asta e la fel ca și la celelalte tool-uri pe care le integrez cu GitHub. Aici aș putea să fie un check de la Jenkins, doar că aici dacă vreau să văd ce s-a întâmplat în pasul ăsta, o să mă duc tot în GitHub și o să am toate erorile raportate aici. Nu trebuie să mai părăsesc site-ul, e același limbaj grafic, aceleași culori și îmi place să putem oferi genul ăsta de experiență developerilor, să fie mult mai integrat. Okay. Iar la final, dacă nu știu, o să am o idee, mi se pare că fiind în zona asta de DevOps, ar trebui că atunci când construim tool-uri sau alegem tool-uri, să încercăm nu doar să adăugăm cărămizi pe zidul ăsta dintre ops și dev și să abstractizăm tot, ci să încercăm să mai și dăm jos din ele și să creăm o colaborare mult mai bună cu developerii. Iar slide cu Q&A nu am. Dacă aveți întrebări, am atât. Am o întrebare. Așa, acel pas de users, imaginea pe care au avut voi pe nu știu exact la ce te referi. Dacă poți să-mi spui unde să mă... La momentul când am făcut asta, nu. Nu merge atunci. Nu știu acum. Știu că am avut aceeași problemă și am căutat pe forumul lor, la momentul ăla nu merge. Acum era pe diagrama voastră, să faceți rollback sau dacă doar pe rollback? Rollback-ul în momentul de față se face tot prin Flux. Pot să și arăt. Okay, avem niște configuri de image automation unde avem specificat un policy. Iar aici este range-ul, care nu trebuie să fie neapărat un range, adică poți să-i specifici o versiune la care vrei să-ți facă deploy și atunci poți să faci rollback prin commit, dacă nu o să trebuiască din CLI cu Flux să forțezi rollback-ul. Okay. Da. Un exemplu, da, e în GitHub. E cam metoda
standard pe care, care este folosit, inputurile, defaulturile, dacă avem outputuri, în cazul ăsta nu avem niciun output, câteva note și felul cum să o folosești. Adică fiecare acțiune din asta este un propriu repo sau un small repo? La început am avut mai multe acțiuni în același repo unde rulam și workflow-urile, dar e, nu e reutilizabil, iar posibilitatea să le pui, să pui mai multe acțiuni într-un repo al lor și să le folosești de acolo nu prea există. Adică ar trebui să fie fiecare repo, pentru că da, dar ideea e că atunci când le folosești, tu o să dai un repo și o să-ți tragă acțiunea și el se așteaptă să aibă action YAML-ul în root. Action YAML-ul fiind fișierul ăsta, în care îi specifici cum anume funcționează, îi specifici input-urile, dacă e required sau nu și ce anume să ruleze. Asta e un composite action care de fapt rulează un bash, dar se folosește și de un alt action. Adică poți să folosești action in action și să creezi cum e la crossplay XRD, în care abstractizezi mai multe bucăți din infrastructură. La fel și action-urile poți să încapsuleze una, două, trei action-uri și să noi facem chestia asta, de exemplu, la static check. Asta nu trebuiască să copiem toate tool-urile PMD, CheckStyle, PHPStand și ce mai folosim. Facem o singură acțiune pe care o apelăm așa, da, și avem flag-uri. Vrei să rulezi și asta? Bine, nu. Altfel ar fi trebuit să fie un foarte mare bloc de text. GitHub-ul momentan nu oferă foarte multe analytics din interiorul runnerilor, adică știi cât ți-au durat build-urile, poți să vezi runtime și așa mai departe, dar strict pentru analytics-urile, trend-uri pe coverage, pe teste, o să avem nevoie de un tool extern unde o să împingem la poartele astea, dar nefiind chestii care să te intereseze, la fiecare pull request să vezi repede trendul și o să te uiți ca echipă probabil la un interval de timp, păi cum a evoluat, considerăm că nu e un deal breaker. Dar mai sunt și părți negative, că v-am vorbit doar de cele pozitive. Una din ele este developer experience-ul, dar nu cum a înțeles Bogdan pentru ceilalți, pentru echipele de developer și pentru mine ca platform engineer. Uneori e foarte dificil să rulez un workflow de genul local. De exemplu, aici unde folosim cache, există un tool, nu e de la GitHub, Act se numește, care nu îți oferă posibilitatea de a testa și cache-ul local. Și mai sunt și alte tipuri de bug-uri și probleme și atunci o să trebuiască să împingi mereu codul în GitHub și să aștepți să ruleze, să vezi dacă a fost tot ok. Dar dacă le iei pe bucăți, să iei fiecare acțiune în parte, să o dezvolți, e mai ușor când vrei să le unești. De asta, nu știu, dacă sunteți curioși de alte tool-uri de genul ăsta, unul care mi se pare că oferă o experiență foarte bună în zona asta de developer experience, Dagger.io, nu este foarte matur, este destul de nou, dar oferă fix chestia asta care lipsește în multe alte tool-uri de CI, și anume developer experience, poți să rulezi local și fix același lucru, poți să rulezi oriunde și să meargă totul la fel. Ok. Da. Practicați
Pentru aplicații, microservicii, multe. Prin GitHub Secrets. Da. Era și un exemplu aici, dacă reușesc să mai ajung la el. De fapt era aici, ai un exemplu. Sunt pe organizație, poți să le definești pe organizație sau per repo, iar acestea de aici sunt definite pe organizație pentru că sunt niște chestii pe care e nevoie peste tot. Cerem. Mai are? Da? Așa să le scaleze. Da, ok, te referi la partea de flux mai mult. Dacă înțeleg întrebarea, din pipeline specific nu are neapărat posibilitatea asta, dar dacă vrea să deployeze un serviciu nou, să introducă un serviciu nou în ecosistem, noi ce facem e să avem un tool care să genereze toate cele necesare pentru deploy, de la generarea de repo, definițiile pentru Kubernetes și așa mai departe. Adică am automatizat partea aia, dar nu e legată de CI, dar poate am înțeles greșit întrebarea. Slow platform, which I can't
Da, iar la noi, când vine vorba strict de echipele pe care le deservim noi, adică toate partea de networking, VPC, cluster, sunt provizionate de noi prin cu Terraform. Iar ce le oferim noi e doar o modalitate să își testeze codul reliable și să îl deployeze în infrastructura deja existentă, da. Atlantis, las pe următorul speak. Nu sunt pe mute, ar trebui să aud. Salutare tuturor! Numele meu este Andrei Petrescu și în seara asta o să împart o prezentare cu colegul meu Daniel. Noi vom vorbi despre GitLab. Am început eu pentru că o să fac un overview, să zic așa, mai simpluț. Când vine vorba de GitLab, însă vreau să dau un exemplu de ce e posibil în cazul în care integrezi GitLab Runners cu un setup de EKS. Puțin despre mine, eu conduc departamentul de YAML de la Claudino. Rulez Kubernetes în producție din 2017. Am avut nenumărate deployment-uri de Kubernetes, atât on-premise cât și pe AWS. Am terminat facultatea calculatoare de la Poly. Am și niște certificări, cele mai relevante între ele ar fi CKE și AWS Professional Architect. Predau și un laborator de rețele locale la facultate și mi-am lăsat și LinkedIn acolo. Na, o să las slide-urile în comentarii, puteți să apăsați pe link și o să vă duc pe LinkedIn-ul meu. Bun, despre ce o să vorbesc? Astăzi, în principiu despre EKS, despre GitLab, despre GitLab pe EKS și după aia o să avem un demo live. Acum o să vedem cât timp avem, pentru că sunt mai multe chestii pe care vreau să le arăt, dar nici nu vreau să iau foarte mult din timpul tuturor. Așa că vedem, by feel, cum merge. Bun, de ce EKS? Sunt curios câți dintre voi administrați Kubernetes on-premise, una sus. Și dormiți bine noaptea? Tot ok? Cred că și pentru voi care ați avut experiența asta cu deployment-ul on-premise, ați văzut cu adevărat valoarea unui managed service, când vine vorba de Kubernetes, poate nu pe AWS, poate pe Azure sau poate pe Google Cloud. Și atunci, practic, de ce ai vrea să folosești un managed service când vine vorba de Kubernetes? Păi pentru că te ajută super mult, adică se ia toată bătaie de cap, dormi bine noaptea, tot e frumos. Este integrat cu foarte multe servicii de AWS, o să vă arăt în demo. De exemplu, pe EKS este integrat cu IAM de la AWS și poți să ai granularitate de permisiuni pe ce faci pe cloud la nivel de deployment. Poți să pui pe un service account, poți să pui anumite permisiuni, un rol. Și cam astea sunt în mare beneficiile, ca să zic, adică ease of use și integrarea cu servicii AWS. O scurtă așa introducere, am pus acolo EKS Architecture, dar aici este de fapt Kubernetes Architecture, că e tot aia, pentru cine n-a mai folosit Kubernetes. Practic are două componente, să zic așa, marșilate, e vorba de control plane și e vorba de data plane. Control plane este cel care se ocupă de orchestrarea containerelor și el are și API-ul cu care tu discuți. Cum îmi place mie să descriu Kubernetes, este
nu știu, câți dintre voi ați avut fișiere Excel în care aveți servere și nume și IP-uri și chestii de genul ăsta? Exact. Ei, ăsta e un fel de automatizare pentru Excel. Adică e deciziile pentru tine, nu trebuie tu să mai stai, să mai pui. Am trecut și eu prin treaba cu Excel, e dureros. El are patru componente, să zic așa, importante. Are CD, care este data store-ul lui, este o bază de date distribuită. Ce înseamnă asta și tolerantă la defecte, că dacă îți pică, dacă de exemplu ai trei noduri, îți pică unul din noduri, setup-ul o să meargă în continuare, poți să scrii. Dacă îți pică două din noduri, probabil o să poți doar să citești, dar nu o să poți să mai scrii absolut deloc. Are API server, el este responsabil pentru coordonarea tuturor, adică orice tu faci în Kubernetes trece prin API server, inclusiv tu, inclusiv celelalte componente. El e creierul clusterului. După aia scheduler, el se ocupă de, practic, el în funcție de anumite constrângeri îți pune containere pe anumite mașini. Constrângerile astea pot fi de mai multe feluri, pot fi tipul mașinii, pot fi label-uri pe care tu le pui pe mașină, pot fi taint-uri, etc. Nu intru în detalii. Și mai e controller manager, care ăsta e un fel de feedback loop care se asigură că ce tu ai creat în etcd sub formă de YAML-uri devin realitate. El discută cu toate componentele sistemului de operare și se asigură că treaba merge strâmb. După aia ai data plane și aici efectiv e locul unde sunt workerii tăi, el este locul unde îți rulează ție aplicațiile. Și fiecare nod din data plane are un kubelet, ăsta este agentul care se ocupă de, să zic așa, el dă drumul la containere pe worker și discută cu control plane-ul. Ai kubeproxy care se ocupă să îți facă partea de rețelistică pe servicii. Și mai ai un CNI plugin, ăsta este pluginul de rețea. O chestie interesantă la cloud-urile astea mari, AWS, Azure și Google Cloud, este că în momentul în care faci un cluster, IP-urile podurilor sunt din VPC-ul pe care îl folosești ca să faci mașini. Și asta are și avantaje și dezavantaje. Na, un avantaj ar fi că, de exemplu, pe AWS poți să activezi flow logs și poți să vezi traficul care trece pe acolo. Dezavantaje că dacă ai făcut subnet-ul prea mic, o să ar putea să ai probleme. Și am întâlnit asta, trebuie să migrez clustere pe alte clustere, să fac alte subnet-uri ca să trec peste problema asta. Bun. De ce GitLab? Aici n-am atât de strong opinion, ca să zic așa, de ce aș alege GitLab. Pentru mine e mai mult așa o chestie sufletească. Prima dată când am început, și probabil toți ați început cu Jenkins, și n-am avut experiență foarte bună, așa cum spunea și Mihai, aveam situații în care făceam upgrade la Jenkins și nu mai mergea. Sau aveam, probabil știți, acele faimoase mesaje de eroare de securitate sau chestii care trebuiau rezolvate. Plugin-uri care nu știe cine le menține, pentru că nu exista un repo central de plugin-uri, fiecare făcea plugin-urile lui, puteai să ai probleme cu plugin-urile, anyway. Și GitLab a fost prima soluție pe care eu am descoperit-o, care, să zic așa, avea toată partea asta managerită de cineva. Și ce puteam eu să fac era să iau partea de compute, să o rulez la mine în infrastructură, nu să ruleze în altă parte și se integra cu Kubernetes, ceea ce mi s-a părut mind-blowing. Bun, cum funcționează GitLab Runners? Așa, pe scurt, practic, în momentul în care tu faci deployment la GitLab pe Kubernetes, există un fel de runner manager care face polling către GitLab server, nu știu, la 10 secunde, să zicem, și verifică dacă ai vreun pipeline care e pending. Și în momentul în care vede chestia asta, începe să ți creeze câte un runner pentru fiecare job. Întrebarea mea pe asta e o întrebare doar așa, să zic așa, de chit-chat. Aici ar fi două moduri prin care puteai să faci conectivitatea între runner și GitLab server. Poți ori să faci polling, poți ori să faci un webhook. Probabil la Zola Jenkins poți să faci un webhook pe care îl apelezi. Întrebarea mea e, ce avantaje vedeți la webhook, ce avantaje vedeți la polling? Cine vrea să zică orice? Exact. Și la webhook care ar fi partea bună? De ce ai vrea să ai? Exact. E
nu mai faci waste of resources, pentru că nu trebuie să mai faci color de fiecare dată, la fiecare 10 secunde, practic când se întâmplă ceva, e apelat webhook-ul și pornesc joburile. Un pipeline, am făcut un pipeline foarte basic de GitLab, ăsta e un, cred că toată lumea îl are în minte, vine vorba de build, test și deploy. Build poate să însemne că poți să faci imagini de Docker, test poți să rulezi niște teste de integrare, să zicem, și după aia deploy, poți să ai deploy pe mai multe, nu știu, pe staging, pe producție sau ceva de genul. Am aici un pipeline de demo. Practic cum se scriu pipeline-urile de GitLab într-o formă foarte primitivă, e ca ai stage-uri. Stage-urile sunt secvențiale, cum ați văzut, build, test, deploy, și după aia fiecare stage are joburi care rulează în paralel. Poți să mai ai și variabile pe care ți le definești. Poți să spui orice aici. Ideea e că decât să rescrii mereu variabile în fiecare job, mai bine le pui global și le refolosești. Și în exemplu ăsta sunt 4 joburi pe 3 stage-uri. Primul ar fi un job dummy de build, unde doar se face un echo. Aici ar putea să fie un build de imagine de Docker. Pe partea de testare am pus niște mesaje motivaționale. Nu le mai citesc, vă las pe voi. Și după aia există, să zic așa, 2 pași de deployment care se vor rula în paralel. Aici tot ce am făcut a fost să creez 2 poduri în namespace-ul de la GitLab. Bun. Acum, de ce GitLab pe EKS? Păi, treaba asta cu EKS, să fac așa, nu știu, să extrapolez. De obicei, eu nu recomand EKS sau Kubernetes doar pentru GitLab, ci mi se pare un tool foarte bun în general, adică și dacă ai aplicații monolit, mi se pare că aduce o anumită valoare pe anumite operațiuni pe care le faci. În cazul ăsta, mi se pare că se pupă foarte bine EKS cu GitLab, pentru că, așa cum o să vă arăt, poți să ai niște setup-uri autoscalabile. Și chestia asta e foarte importantă, pentru că nu ai mașini care rulează mereu, pe care le consideri de CI. Poți să ai mașini on demand. Când ai nevoie să rulezi ceva CI, ai mașini, după aia se închid, noaptea n-ai nevoie de ele. Și chiar avem clienți unde sunt on-premise și le-am făcut un cont de AWS special ca să rulăm GitLab pe EKS și poți să conectezi printr-un unel, nu știu, VPN, de exemplu, data center-ele și faci deployment de acolo. Dar atât de mult îmi place încât prefer să nu rulez pe on-premise. Bun. Sunt curios, cine a auzit de CAP theorem la baze de date? Dacă a auzit cineva. Ok. Ce spune teorema CAP pentru baze de date distribuite, de fapt? Spune că dacă ai o bază de date distribuită și ai o partiție de rețea, fie trebuie să alegi să fie consistentă, fie alegi să fie available. Adică nu poți să le ai pe amândouă. Fie în momentul în care detectează o partiție nu poți să mai scrii, fie o să scrii dau să ai split brain și nu mai e consistent. Există și o teoremă pentru cloud pe care am inventat-o weekendul ăsta, deci poate e foarte ușor găsite contraexemple, dar în principiu există 3 metrici, ca să zic așa, când decidem să creăm infrastructură pe cloud. Poate să fie ieftină, rapidă și reliable, ca să zic așa. Și în majoritatea cazurilor cam trebuie să alegi 2 din 3. E greu să le ai pe toate 3. Fie alegi ceva ieftin și rapid, și aici am dat exemplu, nu știu, îți iei niște servere fizice de la Hetzner sau Velia, care un use case e super bun, adică poți să rulezi, nu știu, dacă ai joburi de procesare de date, îți iei niște mașini de 32 de nuclee cu $100. E foarte tare. Bine, se poate întâmpla să pici oricând, asta e altceva. Pot fi ieftine și reliable și aici am dat un exemplu de reinventare a roții, ca să zic așa. Poți să ții mașini fizice din mai multe data center de la un provider ăsta și te contezi prin VPN și să te asiguri tu că sunt tolerant la defecte și tot așa, e o mare bătaie de cap. Sau pot fi rapide și reliable, dar nu ieftine și astea sunt big three cloud providers.
Și avem o problemă cu care ne, să zicem așa, ne confruntăm. Managementul a spus că vreau o soluție care să le acopere pe toate trei într-o săptămână. Asta a fost o inspirație, m-am inspirat dintr-o discuție cu un client la un moment dat, în care mi-a spus că are nevoie de o bază de date pe care să o deployeze pe vreo 13 regiuni în DigitalOcean și care să meargă size peste tot, adică să, bă, da, dacă, nu știu, distrugi legile fizice, s-ar putea să meargă foarte bine peste tot. Altfel, nu poți să bați viteza luminii. Anyway, cum putem să rezolvăm problema asta? Că totuși există o soluție să ai, le ai peste pe toate trei în cazul, cu o mică steluță în cazul workload-urilor care suportă să fie, nu știu, întrerupte și mutate pe alte servere. Și soluția este să rulezi GitLab Runners pe EKS cu instanțe spot. Ce sunt instanțele spot? Practic, Amazon are capacitate care nu face nimic și preferă să-ți o vândă ție cu o reducere de până la 90% ca să o folosești. Problema este că în momentul în care capacitatea este cerută de oameni care vor instanțe on demand, îți dă un, să zic așa, un 2 minute, parcă asta era, te anunță și îți dă 2 minute până când o să-ți omoare instanța. Ce e foarte tare la EKS este că tu poți să creezi node grupuri, poți să creezi un node group cu mai multe tipuri de spoturi, pentru că asta cu s-a terminat capacitatea nu e valabil pentru toate tipurile de spot, e valabil pentru o familie de tipuri de spot. Și poate să spună mai multe tipuri de spot în node grupul ăla, dacă, nu știu, una din familia a rămas fără capacitate, o să se creeze din altă familie de instanțe și are și o chestie integrată numită Node Termination Handler, care în momentul în care AWS îți dă notificarea aia, că mai ai 2 minute, el o să-ți facă drain pe nodul respectiv și o să se ocupe să-ți creeze altul, ca să ai capacitate. Și astea fiind spuse, haideți să facem și un demo live. Am aici un cluster de Kubernetes pe care am pus GitLab. Da. Acum se vede? Încă. Acum se vede? Dar acum? Faza e că măresc, la mine se mărește, dar acolo nu se mărește. Deci, da. Dar nu mai merge pe screen share, doar la mine se face mai mare. Anyway, bun. Haideți să dăm un commit. I don't know. O să modific aici în loc de sleep 60, o să pun sleep 61. În momentul în care am făcut commit-ul ăsta, se pornește un job, un pipeline, care e în pending și deocamdată runner-ul face polling către GitLab și în momentul în care va detecta că s-a pornit un job, o să înceapă să ruleze build-urile. Primul stage deja s-a terminat, un exemplu de output de la GitLab este ăsta. Un terminal în care îți arată output-ul comenzilor. Acum se rulează partea de integration testing, care deocamdată e pending pentru că așteaptă să pornească runner-ul, ăsta al doilea, care e 2 din dână, cum se vede. Cred că s-a blocat share-ul. O să dau share screen din nou. Da, s-a blocat share-ul. O să dau stop present și o să dau present iarăși. Your entire screen. Acum se vede. Deci în partea de jos există runner-ul ăla care a pornit și pe care rulează
jobul respectiv. O altă chestie care place foarte mult este că poți să definești ce imagine de Docker vrei tu să o folosești ca și base image pentru jobul respectiv. Na, dacă ai Maven, așa poți folosi imagine de Maven, nu trebuie să stai să mai instalezi tu pe un server ceva. Și-a pornit și output-ul arată așa. Așteptăm să se termine. Da. Doar runner i-am pus pe pe spoturi. Îți dai seama că vor fi întrerupte. N-ai ce să faci în cazul ăla. Dar ar trebui să ai un caz atât de particular în care să ai un job care durează, nu știu, ore sau ceva. Mm-hmm. Așa e. Da, total de acord. Na, poți să faci mai multe node grupuri. Poți să lași unele node grupuri care să fie on demand, alte node grupuri care să fie de tip spot, în cazul în care ai chestii care se termină mai repede sau, nu știu, suportă să le să le restartezi. Uite, de exemplu, aici în node grupul ăsta am pus o grămadă de tipuri de instanțe și o să aleagă din astea. Na, când rulează și au anumite label-uri și taint-uri și capacitatea este spot. Cred că s-a terminat și ăsta. Și acum este la parte de deploy. A terminat-o și pe asta și ce a făcut aici a fost să creeze în namespace-ul ăsta două poduri pe care dacă dau logs o să ruleze Wellsy. Anyway, nu stau și la acela logs. Ce-mi place foarte mult la setup-ul ăsta, să zic așa, când îți rulezi runnerii la tine local, e că este super secure. Adică în cazul de față, eu am apelat API-ul Kubernetes dinăuntru clusterului. Nu a trebuit să expun nimic. Și runnerii au permisiuni prin RBAC, care să, nu știu, de exemplu, ăsta are doar să creeze poduri în namespace-ul ăsta. Și cam asta este, să zic așa, demo de pipeline. Vreți să vă arăt și partea de cum face drain pe noduri și ceva de autoscalare sau îl las pe Daniel? Și 44 cred că am ținut puțin cam mult. Daniel, cred că te-aș lăsa, că după aia facem târziu. Cum doriți voi? Te vrea cineva să-l luat? Eu știu cum le sunt în partea de acolo. Ok. Bun, hai să autoscalăm grupul ăsta de spoturi. Am aici o grămadă de step-uri comentate. Mersi. O să le dau cut, le dau paste aici și le documentez. Așa. Și o să le fac puțin mai lungi ca să... O chestie foarte importantă în partea de autoscalare. Ideea e că Kubernetes nu e, nu știu, un wizard să-și dea seama singur când să autoscaleze. În cazul de față, trebuie să dea niște hinturi. Și, de exemplu, unul dintre hinturi ar fi eu pentru runner am făcut config-ul ăsta în care i-am dat request-uri de CPU de două core-uri. E doar un exemplu. Dacă nu i-aș fi dat request-ul ăsta, n-ar fi avut niciun hint că ar trebui să creeze noduri noi. Practic ar fi mers la infinit. Bun. Hai să dau commit la chestia asta. Bun. Și mi-a creat 10 joburi în paralel pe stage-ul de test.
Evident că cu 3 noduri nu va putea să ruleze 10 joburi concurente și 3 dintre ele le rulează, dar celelalte 7 au rămas în pending. Și dacă mă uit în aici pe GitLab, o să pot să văd că au rămas în pending. Și acum ce se întâmplă în spate, există cluster autoscaler care observă că au rămas podurile astea în pending și o să creeze noduri de tip spot noi. Și putem să vedem asta live pe EC2. Deja s-a apucat să creeze, funcționează destul de repede. Hai să vedem dacă a făcut și join în cluster. Încă nu. O să rămână câteva încă în pending pentru că am pus numărul maxim de instanțe în node grupul ăsta ca fiind 10 și ca să rulezi n-ajunge de 20 de core-uri. Sigur, în Cube System există ăsta, cluster autoscaler. Ideea e ca să-l faci să meargă, nu e chiar atât de straightforward, am mai făcut niște pași în spate și anume am creat un policy care să îl lase să facă scalarea. Uite, și deja au pornit nodurile, bine, sunt în node-ready, dar vor porni curând și dacă ne uităm în GitLab, în namespace, câteva dintre ele au început să pornească, de exemplu ăsta e în init. Și o să, când o să pornească, o să meargă și în interfață. Așa, legat de setup-ul ăsta, sunt câțiva pași pe care trebuie să-i faci ca să funcționeze, nu merge out of the box, adică dacă instalezi cluster autoscaler, nu o să-ți meargă. Eu ce am făcut a fost să creez un policy care să-i permită să scaleze un node group. Am creat un role care asumă policy-ul respectiv și e o chestie tare în EKS de care v-am spus. Poți să creezi un identity provider în IAM și după aia aloci un role unui service account. De exemplu, autoscaler rulează sub un service account care este GetSA. Este ăsta, cluster autoscaler, și ăsta în annotation are un rol. În momentul în care o să vrea să facă vreun call la API-ul lui AWS, el o să vorbească cu identity provider-ul ăla din IAM, o să-i spună, băi, vreau să mi-asum și eu rolul ăsta, în trust relationship-ul din rolul respectiv spune, da, poate să-și dea asum rol acest service account. Și în momentul ăla el o să poată să facă call-uri cu permisiunile din policy-ul ăla. Deci aici doar cluster autoscaler are, să zic așa, permisiuni să facă autoscalare. Pe setup-urile alea mai vechi, când nu aveam, când nu exista EKS, foloseam KOps, nu știu dacă l-a folosit cineva, KOps sau na, cum vrei să-i spui. Era un tool foarte bun de făcut clustere pe AWS, dar practic dacă vrei să dai permisiuni vreunui pod să facă ceva, de exemplu să scrie pe S3 sau să scrie imagini în ICR, trebuia să dai permisiunea alea pe tot node group. Și nu era secure. Au fost câteva soluții care au fost dezvoltate, am citit cum se numește, dar și aia era dubioasă, că tot așa trebuia să-i dai ălea permisiuni la tot și după aia dădea permisiuni mai departe. Asta mi se pare cea mai sigură modalitate de a rula workload-uri de genul ăsta în AWS, care apelează și API-ul. Da, astea vor rula destul de mult, pentru că am pus un sleep destul de mare. Dar, anyway, astea trei nu s-au rulat pentru că nu mi-au spații și au dat timeout. Bun, astea fiind spuse, o să las pe Daniel să continue, vă mulțumesc. Și întrebări. Da. Sincer nu, dar nu văd de ce ar fi, mi se par la fel. Singura diferență e că plătești, practic plătești GitLab și e foarte tare, nu știu dacă știi înainte, nu știu, acum vreo 3 ani, nu mai știu exact s-a făcut schimbarea, toată lumea trecea pe GitLab, era cel mai popular și după aia și-au schimbat pricing-ul și tot s-a trecut pe GitHub. Și era un dashboard de Grafana, îl făcuse cineva, în care vedeai live câți oameni își creează conturi noi pe GitHub. Deci acum se spune că nu mai e atât de popular cum era înainte din cauza faptului că au schimbat pricing-ul,
dar pe partea de compute n-ar fi nicio diferență, că pe la urmă tot factura aia la Amazon o plătești. Tot request-ul ăla de CPU-uri pui pe joburi. E same thing, deci n-aș zice. Toate sunt cam la fel. De exemplu, și GitHub Actions știe să ruleze pe IKS, dar n-au ceva oficial, sunt niște chestii third party făcute pe, de cineva, na, care funcționează, dar să zic că nu la fel de smooth ca GitLab Runners. There are a lot of self-hosted options for CI stuff, though. Did you consider anything other than using GitLab CI, like Circle or Jenkins sure. or anything? Yeah, well, I've tried, aside from GitLab, I tried the GitHub Action as well. I've tried the Argo workflows. Those are kind of the ones that I've tried in Jenkins as well, like a lot of time ago. Sorry, I didn't know that I would have presented in English if I knew that there was somebody who only spoke English here, but anyway. Yeah, so I've tried multiple. I would say if I would have to choose one that is from a Git provider, I would choose GitLab. If I'd have to choose something which is more, let's say, I can't find the word, does not lock you in to something, sure. I would choose Argo Workflows. Okay. There's also BuildKite, but that's a paid service. I know that it's very used, but believe me, when you go and talk with customers and then you tell them, hey, I have this CI tool, but it costs you like $10 per user, they're a bit not on board. If they you could give them something which is free, like Argo Workflows, that would be amazing. Or something that is already integrated with the Git provider, which is like GitLab Runners or GitHub Actions. Any other questions? Sigur. O să spun în română. Da, da. Să continuăm așa. Avem un setup similar în Google Cloud pe GKE și folosim la fel spot instances pentru runners și putem scala la zero. Vreau să întreb dacă autoscalerul permite scalare la zero. Da, da, îți permite scalare la zero. Okay. Și mai e un mecanism pe care îl folosim de GitOps prin Antoscopic Management la fel și vreau să întreb dacă care este integrat în Google Cloud, deci o soluție managed pe GitOps. Ok. Vreau să întreb dacă EKS-ul are ceva similar. Pentru GitOps, nu. Adică, teoretic, poți să integrezi, dacă vrei, GitLab cu, nu știu, Argo CD sau Flux. Ok. Dar ceva out of the box care să facă CD pe IKS, nu știu, au și ei serviciile lor de deployment, code deploy, code build. Nu sunt mare fan al lor, dar au și asta. Băi, posibil să facă EKS în spate, nu știu, dar ei practic îți dau drumul la niște mașini și îți rulează joburi pe ele și YAML-ul e asemănător. Acum devine dacă vrei să le folosești, na, mult deosebit. Alte întrebări? Stai puțin să stăm la șer. Da. Poftim?
salut! Eu sunt Daniel Chiricher, sunt engineering manager pe DevOps aici la Zitec. Fac asta cam de 13 ani, partea de DevOps mă refer, din care cred că 12 ani au fost exclusiv în on-prem, deci până acum un an și jumătate. Jenkins, la fel ca și colegii mei de înainte, build și deployment de microservicii în Java. Și de un an și jumătate, după cum spuneam, am intrat și în zona de cloud, GitLab, am trecut la GitLab și am fost foarte plăcut surprins de experiența cu tool-ul acesta. Prezentarea noastră se numește Lecții învățate din 300.000 de run-uri de pipeline. De ce? Pentru că, evident, au fost 300.000 de run-uri și așteptările ar fi ca, nu știu, să venim cu ceva complex, dar se întâmplă exact opusul, pentru că atunci când business-ul crește și ai foarte multe lucruri de menținut, tendința este să încerci să scazi puțin complexitatea lucrurilor pe care le facem, așa fel încât să îți permiți să scalezi și să-ți fie ușor să dezvolți în continuare lucrurile. Și atunci foarte multe lucruri să le vedem cumva templetizate, standardizate și așa mai departe. Îi mulțumesc lui Andrei că mi-a creat contextul la GitLab, așa că la foarte multe lucruri o să fac skip. O să mă opresc asupra dacă sunt ceva particularități. Ok. Stare un mic delay. Da. De ce ne place GitLab? Că e un all-in-one package. Folosim de la el parte de SCM, CI/CD pipelines, Artifact repository, ținem pachete, containerul registry din GitLab, Terraform modules, le menținem aici, Helm charts, pentru cine e familiarizat cu tool-ul și, bineînțeles, partea de Terraform state, la fel este managed în GitLab, per fiecare repository de Terraform în parte. Și punctele forte, să zic așa, partea de curbă de învățare, mi s-a părut foarte ușor de învățat, venind de la mamutul Jenkins, mi s-a părut extrem de simplu să-mi dau seama cum funcționează joburile, stage-urile și așa mai departe. Prin simplu fapt că este descriptiv, e bazat pe YAML, flexibil, scalabil prin faptul că în spate tot timpul ajungi să faci build pe o imagine pe Docker, multe feature-uri, la fel cum am enumerat în prima parte și, bineînțeles, faptul că este gratis. După cum spuneam, cel puțin în ultima jumătate de an nu cred că am mai făcut sau n-am mai început proiecte noi cu VM-uri clasice. Majoritatea implementărilor sunt ori pe Kubernetes, ori pe, să spunem, offering-uri serverless sau managed containers de la diverse cloud providers. Și atunci, bineînțeles, că ne bazăm foarte mult pe build de imagini de Docker. Folosim Canico, nu știu dacă vă e cunoscut tool-ul. Este foarte puternic, este Docker in Docker, pentru că tu deja atunci când rulezi un build de GitLab, îl rulezi într-un Docker container, ai nevoie de ceva care să poată să-ți facă build unei imagini în acel Docker container și atunci intervine tehnologia aceasta de Docker in Docker. Există și soluția de Docker in Docker, dar în slide-ul următor o să vedem că Canico are ceva avantaje. Ok. Aici am enumerat câteva lucruri, câteva particularități sau, nu știu, asemănări cu ce eram obișnuiți. Partea de caching este absolut similară, face layer-uri pentru fiecare comandă dintr-un Docker file. Bine, poți alegi să nu faci, poți alegi unde anume să țină cache-ul respectiv în registry. Va fi ținut exact în destinația imaginii, deci lângă imaginea de Docker, dacă nu specifici lucrul ăsta sau dacă nu încerci să modifici. Și la fel, e foarte elegant la partea aceasta de a pune imaginile în mai multe registruri în același timp. Am avut cazuri chiar cu imagini pe care trebuia să le ținem și la noi în organizație și în AVS. Și atunci doar îți pui mai multe destinații din același build și poți să faci lucrul ăsta. Okay. Am pus acolo un versus Docker in Docker. Docker in Docker are nevoie de privilege mode, nu ne dorim asta. Canico știe să facă lucrurile și fără privilege mode și în
toate testele pe care le-am găsit, Docker in Docker este mai încet, mai lent. Are și known issues, nu merge Windows, dar îi place să facă automatizare pe Windows, și că nu iau de nimeni așa ceva. Ok, suportul este pentru, deci are doar imaginea oficială și care este suportată și nu suportă V1 registry pentru API, dar oricum merge spre deprecation și atunci asta nu e o problemă. Ok, build context, știm la ce se referă, este locul de unde poți să-ți, unde se execută practic, este contextul imaginii de Docker. De exemplu, dacă pui o directivă de copy, este locul de unde îți va copia, de unde îți va căuta fișierul respectiv ca să copieze. Și aici putem vedea că suportă mai multe build context. Evident, este acel local directory pe care folosim cel mai des, dar el poate să-și ia build contextul din toate celelalte soluții listate acolo, bucket-uri din cloud, standard git, sau chiar dintr-un git repo, dacă se dorește. Okay. Cam așa arată ca o structură, să spunem, de job de GitLab, felul în care facem build unei imagini cu Canico. Avem numele stage-ului, avem imaginea, un entry point care este by default necesar să-l folosim ca să suprascriem entry point-ul standard din imagine. Partea interesantă vine aici la script. Sunt doi pași, practic, sau cu precădere doi pași. Primul pas în care practic trebuie să creăm un fișier de Docker config în care să scriem credențialele registrului destinație, unde vom trimite imaginea respectivă, cine e contextul, cine e Docker file-ul, cine e destinația. Rules face parte din condiționarea job-urilor în GitLab. Poți să-i spui unui job când anume să se execute folosind o directivă de rules. Și aici poate fi ceva de genul, cum în cazul acesta, doar dacă acest job se execută. Acest job se va executa doar atunci când creăm un tag nou, să spunem, dar poți să ai ceva de genul rulează doar pe branch main sau rulează doar atunci când eu creez un merge request sau lucruri mai complexe de genul când am un merge request și variabila nu știu care este setată pe un true, un flag, să zicem. Ok. Și aici cred că este carta finală de la, parte, de la modulul acesta de CI cu Canico. Felul în care structurăm Docker files, nu știu dacă vă este familiară noțiunea aceasta de multistage, dar este extrem de utilă și o folosim foarte des pentru că aduce avantajele pe care le-am menționat acolo. Ce se întâmplă este faptul că de multe ori imaginea de pe care o vei depla într-un mediu de development nu va semăna cu imaginea pe care o duci într-un mediu de producție. Pentru că în mediul de development vrei să spui niște tool-uri de debug sau ai niște setări specifice pe care vrei să, nu știu, să le ai pe mediul de development. Poate vrei să creezi niște artefacte și aceste artefacte au nevoie de anumite dependențe, pachete pe care nu vrei să le duci în producție. Și atunci ce faci? Pornești de la o imagine de bază căreia îi dai un tag, aici build base as build, și aici practic în acest stage instalezi dependențe, pachete, tot ce vrei să faci pe imaginea respectivă de development și în final, de exemplu, poți să creezi artefactele care vor fi folosite mai departe în producție. Asta vrei să semeni ce duci în producție ca nivel de artefact. După care, în producție, pornești la fel de o imagine, de la o imagine de bază, dar poți să ai această directivă de copy în care folosești aliasul menționat precedent și spui doar ce să copie din el. Și atunci ai o imagine de producție, cum se vede aici în partea asta de jos, mult mai lightweight, nu ai toate tool-urile care, de care nu o să ai nevoie în producție și asta aduce multe avantaje. Redundant build effort pentru că faci build-ul o singură dată și refolosești artefactele, intermediate image layers, asta devine cumva evidentă din structura de Docker file. Imaginele finale de producție sunt mai mici, Docker files devin readable pentru că nu duplici cod, lipdești o singură dată și refolosești.
keep your secret safe. De ce? Pentru că poți să pui niște secrete, să spunem, doar în imaginea de build pentru dev. Te conectezi undeva sau ai nevoie să faci niște teste sau orice altceva de genul ăsta, vrei să aduci niște artefacte, folosi niște credențiale, acelea le aduci în imaginea de dev, dar în imaginea de producție nu se vor mai regăsi. Acolo ai doar artefacte. Ok, cam atât despre partea asta de multistage. Ca workflow general pe care îl folosim, bineînțeles, atunci când începi un proiect, setez partea de infrastructură, folosim Terraform și GitLab. După cum spuneam mai devreme, un mare avantaj este faptul că avem managed state, practic în fiecare repository de GitLab, de Terraform, putem să menținem state-ul sau chiar mai multe state-uri, o să arăt puțin mai târziu. Și la fel ne ajută foarte mult partea aceasta de împachetare și versionare a modulilor de Terraform. La fel o să arăt puțin mai târziu cum funcționează, dar vreau doar să menționez că GitLab are cumva un suport nativ și pentru tipul ăsta de pachet. Și asta ne ajută foarte mult. Ok, am ajuns aici la structura aceea de care vorbeam mai devreme pentru a seta medii de development, producție. Asta e o schemă simplificată, putem să avem lucruri intermediare, in between, dar avem o schemă în care folosim aici mediul de development și mediul de producție, ținut în același repo, dar cu state-uri diferite, adică fiecare... Și practic avem două foldere, un folder de dev și un folder de producție, state-uri diferite, dar aduce câteva avantaje. După cum spuneam, putem folosi environment scope vars, adică, de exemplu, dacă ai nevoie să setezi o infrastructură în Google Cloud și ai acel Google Application Credentials, nu trebuie să-i dai alte nume, de genul Google Application Credentials Dev sau Prod, folosești același nume de variabilă și ai o bifă de environment atunci când definești variabila respectivă, în care îi spui către care mediul se adresează. Și atunci când tu faci build-ul de producție, îți folosește variabila pe care ți-ai dat-o pentru producție. Pipeline-ul pe care îl vedeți este practic un GitLab template adaptat și pe care, să spunem, îl avem într-o cale share-uit, avem un fel de share pipelines, adică avem repo în care ținem structura pentru toate tipurile de joburi pe care le rulăm, joburi de Terraform, joburi de securitate și așa mai departe, iar în repo-urile de proiecte doar folosim include ca să tragem acele componente share. Și atunci ne ajută și la evitarea duplicării codului. E un pipeline standard la merge request, atunci când punem codul se va opri aici, practic. Deci când rulăm pe un branch și facem un merge request, se va opri la plan. Putem să vedem, cine face code review poate să vadă planul, dacă e în regulă, poate să facă review la cod. Și în momentul în care un release manager duce codul respectiv pe branchul master, atunci va fi disponibil și acest, va fi disponibil acest stage. Practic într-un merge request, ultimul stage de deploy nici măcar nu este vizibil. Adică mai departe ca să poți să-i dai apply. Și în momentul în care un developer sau un utilizator rulează acest pipeline, va vedea inițial această zonă în care poate să dea trigger unia dintre mediile respective, adică build pe mediul de dev sau mediul de producție. Ok. Ce spuneam mai devreme, partea de Terraform modules. Practic, un modul de Terraform este un mod de a împacheta, de a încapsula mai multe resurse de Terraform. Îți permite să variabilizezi acest bloc și atunci îl menții mult mai ușor. Da? Când construiești un VM, ai mai multe componente pe lângă. IP-uri, partea de AD și așa mai departe. Poți să încapsulezi tot într-un modul și ne ajută și partea aceasta de tagging, pentru că putem să versionăm modulele respective. Da? Creăm versiuni, de exemplu, pentru VMs în Azure și mai departe, când avem nevoie să creăm resursa respectivă, practic invocăm modulul și ne ajută că putem să dăm și versiunea pe care o dorim în blocul de modul.
Eu, cum vedeți, sursa este din GitLab. Ok, mă întorc la tags, le folosim foarte mult, nu sunt nu e o noțiune nouă din GitLab. Git-ul standard îți permite să adaugi taguri, adică să marchezi puncte specifice în istoria codului, care sunt importante, dar GitLab îți aduce și funcționalitatea că atunci când creezi un tag, dacă codul tău de pipeline este pregătit pentru așa ceva, îți poate lua un pipeline care să te ajute să faci ceva cu tagul respectiv. Cel mai des vrei să împachetezi artefactul respectiv pentru a-l folosi ulterior. Și atunci, practic, cum ar arăta un job standard de felul ăsta de build, ai build și la script vei crea pachetul respectiv sau vei pune o imagine de Docker într-un container registry și vei avea regula aceasta dacă există variabila, practic, CI commit tag. Această variabilă e variabilă predefinită de GitLab care există doar în contextul de tag. Dacă rulezi, nu știu, un merge request sau un build pe main, nu o să am variabilă asta. Și atunci asta ne permite să creăm aceste pachete versionate. După cum am adăugat acolo, folosim aceste taguri pentru mai toate componentele pe care le avem în GitLab, Docker images, Terraform modules, Helm charts, aceste shared pipelines și uneori spuneam chiar să înlocuim Git modules dacă avem nevoie de un mecanism de a controla mai bine versiunile. Am avut și un caz de genul acesta. Ok, și pentru că spuneam la început că deployăm foarte mult în Kubernetes, folosim Helm ca package manager. Mie îmi place să-l numesc, nu știu, atunci când vorbesc cu cineva care n-a folosit Helm și care îi se pare că e un tool foarte complex, să-l numesc un fel de mecanism de template peste manifesturile standard de Kubernetes. Adică, dacă ați interacționat cu Kubernetes, știți aceste AML-uri, structura lor, am pus aici doar ca exemplu deployment și service. Ce face Helm? Le pune pe toate într-un folder de templates, lași părțile comune care nu o să se schimbe din Helm chart-ul tău aici și practic scoți lucrurile care vor fi variabile în acest values YAML. Și atunci ai încapsulat total structura aceea complexă de manifesturi de Kubernetes și ai scos în față un fișier de values YAML care de foarte multe ori este cheie valoare, adică e foarte simplu de citit și nu prea te interesează să te întâmplă mai departe. Noi am mers mai departe și am creat chiar un Helm chart de organizație care să ne permită să deployăm mai multe aplicații în, să spunem, lucruri mai complexe, adică o logică mai avansată aici în templates, dar ce rămâne din el este faptul că acest values rămâne foarte simplu de citit și utilizat și îți permite să deployezi ușor în clusterul de Kubernetes cu toate avantajele cu care vine. Odată această parte de a-ți reduce complexitatea, de a face management a tone de fișiere de YAML pentru Kubernetes, update-uri ușoare pentru că pur și simplu modifici ceva în values, am o imagine nouă, am modificat în values versiunea imaginii, am luat un Helm update și un cluster deja în varianta nouă, sunt ușor de versionat și de hostat, după cum spuneam, pentru că folosim aceste taguri și le menținem în GitLab ca Helm charts. Și la fel poți să faci rollback-uri pentru că atunci când deployezi cu Helm într-un cluster pe Kubernetes, el îți va reține și versiunea anterioară cu care a reușit să ducă un deployment cu succes și atunci când ai un Helm rollback, poate reveni rapid la versiunea anterioară. Ce să nu mai exact un Helm chart de organizație? Nu, e, să spunem, o convenție. E un Helm chart pe care l-am făcut în interiorul companiei, în așa fel încât să nu menținem mai multe. Pentru că, să spunem, la început am pornit cu mai multe Helm chart-uri și, nu știu, un coleg investiga un lucru și își dădea seama că avea o funcționalitate utilă. Ce făceam era să preluăm cu toții funcționalitatea respectivă și să o mutăm în toate Helm chart-urile. Și atunci am încercat să facem ceva unitar care să-ți permită să deployezi mai multe tipuri de aplicații. Deci acum avem acest Helm chart cu care putem să deployăm PHP, Nginx, Node.js și mai departe. Adică am
mutat tot într-un singur helchart pe care îl menținem mult mai ușor și contribuim cu toții la el și ne este mai simplu de făcut manage. În felul acesta. Ce vrei? Ok, aici e doar o schemă, spunem, simplă de cum arată un pipeline atunci când îl rulezi. Andrei ne-a arătat deja codul și am și văzut de fapt un exemplu de cum arată acest pipeline. Bineînțeles, vedem această structură de stage-uri, test, build, publish, deploy, deploy, production, cu joburi sub fiecare stage care se execută în paralel. Dar GitLab îți permite să rupi acest paralelism și să eficientizezi lucrurile, în sensul în care, de exemplu, dacă acest build image staging are nevoie de un job din acest stage, adică vrei să-l execuți mai repede, dacă s-a terminat container scanning, deja vrei să rulezi jobul ăsta, îl pui o directivă de needs și atunci cumva creezi pipeline-uri aciclice, în sensul în care o să vezi că pornește acest stage, joburile rulează, se termină container scanning și imediat o să observi că pornește building staging din stage-ul următor, chiar dacă n-a ajuns execuția cu totul la stage-ul următor. Și atunci îți permite să grăbești puțin lucrurile, dacă vrei să-ți eficientizezi pipeline și bineînțeles dacă nu ai dependențe între stage-uri. Aici nu e aparent din această schemă, dacă m-aș scrie pe needs, chiar îți creează o schemă cu săgeți între joburi și o să poți vedea că deploy prod depinde de build image prod, deploy staging depinde de build image staging. Deci, practic, dacă le-aș fi pus pe amândouă pe același stage, aș fi văzut că fiecare dintre ele ar fi pornit. Bineînțeles, dacă n-ar fi joburi manuale, această rotiță înseamnă că execut joburi manuale, adică trebuie să mă duc eu să-i dau un trigger. Dar atât vreau să spun că există și acest mecanism în care pot să rup acest schemă secvențială. Așa cum o vedem aici. Ok, mai are și Ansible un mic rol în deployment-ul acesta, pentru că avem, să spunem, partea de secrete, de variabile și în acel values de obicei cam asta ții, secrete care țin de aplicație, credențiale și tot felul de variabile. Și atunci ne folosim de Ansible ca să generăm acel values în prima fază, după care folosim task-ul de comunitate de Helm, sunt modul de Kubernetes care are și task-ul de Helm repository și Helm, care îți permite să duci în clusterul de Kubernetes, practic chart-ul tău. Values file aici a fost generat, bineînțeles, la pasul acesta. Și asta ne permite să ținem aceste credențiale fie în Ansible Vault, fie ca variabile de CI/CD direct în GitLab. Ok, am două case study-uri, dar cred că, pentru că deja e destul de târziu, aș începe cu al doilea, care e ceva mai interesant. Ok, un scenariu în care, pe un proiect intern care folosește CloudRun în GCP, CloudRun este o soluție fully managed de a rula aplicații containerizate și s-a dorit o chestie foarte faină în care fiecare developer să-și poată testa codul live pe un environment generat dinamic doar pentru el, adică exclusiv îl poate folosi din codul lui, din branch-ul lui. Și cum se poate obține acest lucru? Aici, ca un prim pas, avem un run de Cloud Build. Practic folosește SDK-ul de la Google ca imagine. Are un before script în care activează un service account, bineînțeles cu privilegiile de care are nevoie în Google Cloud, și apoi rulează un build folosind un fișier de config. O să-l vedem imediat. Partea importantă aici este aceasta legată de environment și URL, în care îi spunem cum va arăta adresa la care mediul respectiv va putea fi accesat. Deci, practic, se generează un endpoint pentru acea instanță de CloudRun
și o să putem vedea cum o accesează. Aici este foarte important, noi pasăm de fapt tag și service. Tag-ul este CEnvironment Slag, este o variabilă generată de GitLab pe baza numelui branch-ului. Practic e numele branch-ului de pe care se testează și aici minus 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 app este chiar numele serviciului, numele serviciului de cloud. Și am marcat chestia asta pentru că o să vedem mai târziu că este importantă felul în care o definesc. Deci, practic, avem pasul acesta. Iar aici este manifestul de Cloud Build, care practic are doi pași. Odată creează imaginea de Docker aferentă și un următor pas în care practic deployează acest Cloud Run. Numele serviciului este App, îl avem aici, iar numele tag-ului îl dăm aici, ca CI Environment Slack. Deci, practic, luând chestia asta, în Cloud Run o să am o revizie, se numește, pentru acest service app, care o să aibă chiar acest tag, CI Environment Slack. Ok? Cum îl accesează developerul? E pe branch-ul lui, a luat jobul, s-a luat automat jobul în momentul în care el a făcut commit și dacă merge pe job în secțiunea de logs, o să-l redirecteze către acest view deployment. View deployment este un hyperlink creat automat de GitLab pe baza ceea ce noi i-am dat mai devreme în environment, adică acel URL. Deci, practic, el îți pune la dispoziție endpoint-ul pe care va rula instanța ta de cloud. Developerul dă click aici și practic poate să vadă mediul respectiv. Cum se întâmplă asta? Restul magiei, să zicem, se întâmplă în GCP, unde avem partea de Cloud Run, în fața lui avem un load balancer. Acel load balancer are o regulă pentru all unmatched hosts și paths, va redirecta request-urile către acest backend, iar acest backend pointează către un serverless network endpoint group, la care partea importantă este aceasta. Îi spune că endpoint type este Cloud Run și folosește acest URL mask, care ce va face? Practic va sparge URL-ul cu care eu am trimis request-ul în Cloud Run în tag și service, va căuta în Cloud Run acest service cu acest tag și practic îmi va răspunde exact acea revizie la request-ul pe care l-am trimis eu. O să fac și un mic demo, durează cred 2 minute plus. O să vă arăt cum funcționează. Ok, în momentul în care spuneam că facem, că developerii fac deployment-uri de pe branch-urile lor, în Cloud Run-ul app avem toate aceste revizii care sunt tăguite cu acel CI Environment Slug. Ok, avem partea de load balancer aici, iar la deployment practic, în momentul în care accesează acest view deployment, îi se încarcă exact revizia din Cloud Run. Și în felul acesta, după cum spuneam, fiecare developer are acces la mediul lui izolat de testare. Nu intră în conflict cu nimeni. Ok, nu cred că mai trec prin celălalt scenariu. Era destul de interesant, se referea la felul în care putem să reutilizăm o bază de date de test având un repo central care dictează aceste date de test și acea bază de date să poată să fie refolosită în mai multe repo-uri doar făcând match pe branch name-ul din
din repo-ul central. Dar, după cum spuneam, cred că mă opresc aici și trecem la secțiunea de întrebări, dacă aveți, ca să nu depășim foarte mult timp. Da. Rulând pe GitLab, oricum rulezi într-un Docker container, nu ai cum să eviți asta. Deci Terraform în sine rulează într-un Docker container. Pe imaginea de Terraform standard de la GitLab, ei practic au o imagine de Terraform pe care customizează și versionează continuu. Noi preluăm acea imagine standard și pe ea, pe acea imagine de Docker, rulăm Python-ul de Terraform. Deci în GitLab CI pui image? Image Terraform și apoi Terraform init, plan, apply. Ați spus că folosiți, faceți și state, Terraform state management în GitLab. Da. Faceți asta mai exact. Adică e, bănesc că nu e state-ul, pur și simplu, și era un proiect de Terraform descriptiv. Nu, nu e da, imediat o să arăt. Da. Practic, pe un proiect avem dev prod ca structură și dacă mergem, de exemplu, în zona de infrastructure Terraform, vedem state-urile la care nu au acces decât cei care sunt owner pe repo respectiv. Adică dacă ești un developer, nu ești maintainer, nu poți accesezi state-ul de, nu ai acces la zona asta. Și pentru că întrebai dacă vrei să faci development local, e de ajuns să mergi aici la actions, să dai un copy Terraform init command, care arată în felul următor. Aici, bineînțeles, vei folosi GitLab Access token-ul tău. Da, să încerc. Trebuie doar să rulezi comenzile astea, el se va conecta automat la GitLab, la proiectul tău, la state-ul tău. Trebuie doar să-i dai access token și atunci vei putea să faci development și local. Și fiecare proiect poți să-i pe acolo, state-ul. Exact, da. Aici deja izolezi proiectul, ăsta este proiectul specific pe care îl arăt, iar aici este numele state-ului dacă ai mai multe state-uri pe proiectul respectiv. Ele sunt abstractizate. Eu am spus PHP, Nginx și așa mai departe, dar în felul cea cum de organizație, ele sunt definite ca și components. Okay. Și avem niște variabile care, coincidență, se pretează la PHP, pentru că asta folosim cel mai des. Dacă vine cineva și vrea să deployeze Node sau altceva, va trebui să customizeze puțin acele variabile. Dar structura rămâne aceeași. Se va duce la Nginx, se va pune pe disabled, la fel, tot ce l-au cu componente. Ce? Da? Legat de environment, dinamice. Am spus că un singur rol de aplicație este un monolit sau sunt mai multe servicii? Nu, sunt mai multe servicii. Okay. Asta este doar o componentă din aplicație. Asta este doar componenta asta. Iar am vrut cum faceți cu privire la a lega componentele astea între ele, o dată, și apoi cu datele de pe o. Okay. Pentru fiecare environment. Mă arăt să stau nevoie de tine, pentru că... Deci, eu am cam prezentat un anel, că un anel de aplicația timpul, în care face bine după alegi, la ce aplică le camere în spate, apele nu sunt dinamice, pentru că acolo nu sunt probleme care ești cei tău, față de bază de date, sau ce vrei, bază de date, cum ai mintea aplică. Dar cu timp de vedere de testare, poate ne vrea pe tine, că se poate să ne înceapă. Și atunci alegi pe ce la ce api legi, în momentul în care îmi dai build-ul, și la putea să poate la altul respectiv.
Să rulăm doar în locul imagini de tot la prea și prea permite să ai și în deal studiul în sală de local cum era pe link cu stăteamă. Dar am ales cumva să limităm să stăm doar la contact de orice bine pe care vrei să faci și așa de timp. Ca să nu mă fac Mulțumesc!